România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vreau să vă arăt un lucru cu care ne-am obișnuit atât de tare încât nu-l mai remarcăm. Trece pe lângă noi. Dar răul, să știți că nu vine tot deodată. El vine așa, pas cu pas, încetul cu încetul, până când devine mare. Și brusc noi zicem, bă da, stai un pic, cum am ajuns aici? Dacă vă spun astăzi că politicienii din România nu pot vorbi, nu pot lega argumente, nu au capacitatea de a se racorda mental la marile teme ale zilei și ale societăților mondiale, o să-mi spuneți, păi, ce-i nou în asta? Adică, asta știm. După trauma cu guvernarea Dăncilă, ce-ar putea fi mai rău? Chiar așa, ce-ar putea? Dar eu o să vă spun în felul următor. Într-adevăr, nu e nou. Dar este firesc? Este firesc ca an de an să vedem că dezbaterile noastre politice sunt emoționale, sunt bazate pe mituri, păreri și făcute ca să fie pe placul publicului. Așa trebuie să fie. A răspunde întotdeauna majorității și miturilor este modalitatea adevărată de a rezolva problemele. Și mai e ceva. Uneori am impresia că toată lumea politică coboară această dezbatere ca și cum i-ar căuta pe celebrii analfabeți funcțional care sunt produși de școala românească. Poate vă întrebați ce m-a apucat astăzi cu această temă. Vă explic. La începutul săptămânii, colegii mei de la știri m-au tras de mână și mi-au spus că dezbaterea moțiunii simple, care o privea pe ministru Ghinea, nu reușește să, sau ei nu reușeau să scoată vocile potrivite, alea importante, esențiale pentru voi. Și că li s-a pus un nod în stomac ascultând mai bine de o oră discursuri fără noimă. Au reușit colegii mei să sintetizeze în 2 minute ce s-a întâmplat într-o oră, astfel încât să ne facem împreună o idee. O să vă las să-i ascultați, sunt de la toate partidele, mă rog, nu le dau numele, dar vă prindeți voi despre cine e vorba acolo. Așadar, îl rog pe Sorin să vă aducă spre auzire chestiunile astea. Am citit textul moțiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din Comisiile de Afaceri Europene că ar fi bine să discutăm pe bune, serios, așezat, despre fondurile europene. Văd și azi aici că n-am cu cine, domne. Hai, aplauze pentru doamna Chioveși. Avem o româncă la șefia unei instituții europene. Ați alungat-o din țară și ați dat de dracu iar. Domnule Ghinea, ați tratat un subiect vital pentru dezvoltarea României, nu cu responsabilitate, cu nesimțire, cum ați venit și astăzi, cu tupeu, cu isterie și irresponsabilitate. Ați ajuns să fiți un fel de Clotilde Armand cu barbă și burtă. Asta sunteți! Am auzit zilele acestea grupul bocitoarelor experte din PSD în frunte cu domnul Marcel Ciolacu, specialist în vânătoare și pescuit alături de Omar Haisan și de domnul Liviu Dragnea, care vorbește deja de un eșec major al planului. Vă cunoaștem de mulți ani de zile. Când nu mințiți, furați. Când nu furați, mințiți. Voi vorbiți că ne uităm ca maimuța la algoritmi? Dar, domnilor miniștri, când vă dă Comisia Europeană cu PNRR-ul în cap, cum am putea cataloga performanța voastră? O spun foarte direct. Pentru voi, performanță înseamnă și PNRR că vă uitați ca vițelul la poartă nouă la acest proiect european. Nu ați fost în stare să faceți 1 kilometru de autostradă și acum veniți să o faceți pe deștepții în fața țării? Ați vorbit de pariuri. Pariuri să faceți la birt, dumneavoastră, domnule Ghinea. Observațiile spun, nu spun că sunteți hoți, nu spun asta. În schimb, spun elegant că s-a prins că vreți să furați și că trebuie să nu mai faceți. Dar nu spun că sunteți hoți, adevărat. Observație, nu spun că sunteți proști. Nu spun asta. Spun doar că trebuie să modificați substanțial planul, că trebuie să învățați de la alte state și vă spun elegant. Nu vă spun că sunteți proști, adevărat. După ce Simoni vorbește de corigențe, doamne, când ești valutist și ajungi în Parlament să vorbești de restanțe la toamnă, ce să mai zici? Puneți mâna pe carte și citiți. Apropo de maimuțe și algoritm, vreau să vă spun așa. Domne, dacă maimuța se uită cu dificultate la algoritm, să știți că nu e problema algoritmului. Mulțumesc frumos!
Da, cam asta a fost. Vedeți, emoția este căutată, dar pe mine nu mă mai amuză după atâția ani. Sunt atâtea prostii spuse acolo că ele vin ca o pastă, ți se așează pe creier și spun, domnule, asta-i situația. Mă rog, și o să spună multă lume, așa e, bătălia politică, se joacă cu emoții. Dar nu toți alegătorii sunt la fel. Dacă oamenii aceștia nu au capacitatea de a dezbate o problemă și nu au capacitatea de a ridica nivelul, cum vă așteptați să rezolvăm chestiuni reale? Discuția asta era tehnică, înțelegeți? Asta e o discuție tehnică în România despre bani, cum o să vină unii de la Uniunea Europeană, cum o să citim planul ăla, cum o să construim, cum o să facem. Aiurea, nimeni nu s-a uitat pe acolo, dar ia că au de zis niște lucruri. Sau poate nu contează. Dar astăzi vom face un exercițiu, la liber așa. Nu o să vă indic eu oameni, va fi o discuție în care voi îmi spuneți nume și o să-mi spuneți despre calitatea clasei politice. Mai ales că săptămâna asta, săptămâna viitoare, se termină noua sesiune parlamentară, prima a noului parlament, și trebuie să ne facem o idee cu ce ne confruntăm și cine ne conduce. Căci întrebarea esențială care se pune, dacă vorbim așa, avem calitatea de a rezolva niște chestiuni realmente importante? 0372069599. Credeți că după guvernările PSD calitatea clasei politice a crescut sau a scăzut? Ce impresie v-au lăsat dezbaterile din noua sesiune? Și despre care politician credeți că e un profesionist? Dar cine v-a dezamăgit? 0372069599. Haideți să pornim dezbaterea, că eu și ei am vorbit destul. E rândul vostru să mai ziceți, sau să ziceți, de fapt, lucrurile cu adevărat importante. Marius, bine ai venit la România în direct. Bine v-am găsit, Cătălin. Salut! Lucrurile sunt mai complicate și dacă ar fi să facem o listă, cu așa nu. Am o listă mare, cu așa da foarte puțin sau deloc. Depinde până unde ne-am duce cu lista. Dacă vorbim doar de actuala guvernare și nu ne-am duce până la Băsescu sau până la Iliescu. Ah, vorbim de ce avem în față zilele astea, nu mai mergem. Nu mai mergem până la Băsescu și la Iliescu, că așa... Eu constat cu surprindere și cu durere că, sincer, am votat o clasă în care să vină să primenească într-un mod pozitiv clasa politică existentă, în speță candidații USR. Dar îmi dau seama că sunt niște oameni sau forme fără fond, să le spun așa, cei mai mulți dintre ei. Și aș începe cu Barna, care un abil negociator în a-și păstra funcția politică pe care o are într-un partid, a reușit ca să, știu eu, ca să dezbine și să cucerească, a reușit să-și mențină un partid acolo, dar apare în dosare de, cu banii europeni, apare la tribuna oficială în detrimentul altora, apare în negocieri, nu în cele mai pozitive cazuri, în diverse lucruri. E unul, e ministru, sau să nu spun ministru, hai să spunem, la Garda de Mediu, un domn Berceanu, care ne flutură toată ziua amenzile pe care le-au dat sau care le-au făcut. Nu-ți place nici dar... domnul Berceanu? Domnul Berceanu doare că știe Tavi ceva. Tavi Berceanu. Da, știu, Berceanu, știu. La el mă refer. Noul Berceanu, nu fostul Berceanu. Berceanu de la Garda de Mediu. Da. Singurul om care a arătat că în România intră gunoaie, că intrau gunoaie ani de zile, că până la el n-a zis nimeni. Intră gunoaie, dar eu zic că sacrifică și foarte mulți oameni care nu au nicio vină. N-aș vrea să intru în detalii, dar vă pot spune și cu argumente, dacă vreți vă trimit după, doar câteva cazuri în care se fac și abuzuri pe partea asta și așa mai departe. Sigur. Asta e o altă discuție. Cine mă dezamăgește? Mă dezamăgește Ciolacu. Nu știu ce dorește ca să facă cu PSD-ul. Nu sunt de stânga, n-am fost niciodată, dar eu cred că trebuie să fie un echilibru între dreapta și stânga. Dacă nu avem o opoziție puternică, cei de la putere n-au niciun motiv ca să facă ceva bun, pentru că nimeni nu-i, da, nu-i constrânge. Ce e, adică, ce e în regulă cu domnul Ciolacu, în afara faptului că n-are un pormoneu și... îi pică mereu... Îi cad banii din buzunar, da. Da, acum e un demagog, ca să nu fim și demagogie multă fără lucruri concrete. Dar eu cred că tot ceea ce vedem la clasa politică are legătură cu emisiunea ta de ieri, de alaltă ieri, de câteva luni încoace. Cele din fiecare zi, spuneai, de...
Da, spuneai că au diplome false sau... De altfel, dacă n-au reușit ca să-și facă diplome false, ei au creat aceste universități private, care eu sunt antreprenor și din punctul meu de vedere, orice inițiativă în domeniul învățământului sau în orice domeniu este binevenită, dar s-au creat foarte multe universități, ca Izotera, care au fost niște paravane. Zim ceva și de bine. Zim ceva și de bine. Păi, eu de bine aș zice doar un cuvânt bolojan deocamdată și atât, fără să intru în detalii și probabil că știți și dumneavoastră. Domnul Bolojan are o imagine extraordinară în România până când sună o parte din ORD. Dacă ne ducem la Codița Chioveși, dar eu nu consider politician, nu consider altceva și atunci nu introduc la bine niște ea, dar eu astăzi, doar pe Bolojan, am văzut și câteva interviuri și câteva... în care, așa cum spune el, citez din memorie, știe ce așteaptă electoratul care l-a ales și știe ce să livreze, în afară de vorbe și câteva fapte. Îți mulțumesc. În rest, să-i lăsăm și pe alții. Da. Sărăcia omului sau sărăcia noastră. Așa e. Mulțumesc tare mult pe Marius, l-ați ascultat. Dacă tot zicea de USR și de schimbare, USR, eu mai citesc, m-am uitat așa la Valeriu Nicolae, care face munca asta de om foarte atent și scoate CV-urile oamenilor la lumină. Are aici la USR un domn deputat de Tulcea, domnul Eugen Terente, care la 34 de ani muncise 3 ani, adică atâția avea trecut în CV. Până că a mai făcut el mai mult, dar întreaga, zice Valeriu Nicolae, întreaga carieră profesională a domnului Terente a fost de 34 de luni, dintre care 17 a lucrat fără bani. Deci a avut 17 luni de muncă plătită. E și asta o chestiune, dar nu e singurul CV, o să zic și de la alte partide, că mai sunt lucruri interesante. Dan, cine-i profesionist, cine-i dezamăgește? Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Bună ziua, da, te ascultăm. Ce să spun, din păcate, toată clasa politică mă dezamăgește, ca și antevorbitorul meu am avut speranțe mari de la un partid care, să zicem, era mai nou pe scenă, avea șanse mai mari să ieșe un spirit nou, un idealist, ca să zic așa, dar, din păcate, cel puțin la nivel parlamentar, e același timp care a fost și înaintea lor, 3 ani și jumătate, când PSD-ul era majoritar. Nu se vede nimic concret. Au promis o mulțime de lucruri în campanie. A trecut un an și ceva și nu au luat nicio măsură. Vom face restructurare, vom relansa economia. Nu. La ei duduie economia în sectorul privat. Să știți cu cine mă întâlnesc și cu cine discut. Cam scârție, nu duduie. Nu a trecut un an, să zicem că nu a trecut un an. Aproape, șase dar luni, să facă lucruri chiar și când nu aveau majoritate în Parlament. Erau lucruri care puteau fi făcute. Da. Transparența în ceea ce privește banul public este total inexistentă ca și înainte. Și aici nu cred că erau necesari ani întregi pentru... Deci nu e posibil să știe statul absolut tot ce se petrece într-o firmă privată. În schimb, noi cetățenii care plătim taxe și impozite nu știm absolut nimic cum se cheltuie banul public. Păi, da? Dacă e defurat mult, dar spune-mi, te rog, așa la nivel de persoane, e cineva care te încântă, despre care poți să zici? Să vă spun sincer, doar la nivel local. Așa. Un primar ca Boc, fostul primar Bolojan, chiar și doamna Clotinda Armand, care este singura care a făcut ceva. S-a discutat de acele sporuri ilegale. Aceste sporuri sunt ilegale. Da? Da. Este singura care a luat o măsură pentru a lupta împotriva lor, în timp ce ceilalți au pus batista pe tamban. Același tratament inegal, discriminatoriu, adică profesorii anul trecut au stat 2 luni acasă, n-au luat șomașterii 70% cum au luat cei din sectorul privat, au luat salariu întreg. Da, după cele 2 luni nu e cazul să mai vorbim. Totuși, dacă avem o lege și avem o egalitate, haide să aplicăm legea pentru toată lumea la fel. Da. În rest, vă spun sincer, în afară de câțiva edili care au dovedit că merită să fie aleși și vor fi aleși probabil în continuare, la nivel parlamentar, din păcate, nu întrevăd un viitor
atâtea lucruri, avem probleme de mediu, n-am văzut să vină cineva. Haideți să facem o comisie parlamentară, haideți să trimitem 1000 de angajați ANAF și mediu în portul Constanța. N-am văzut așa ceva. Dar l-ai văzut pe Berceanu, care e destul de activ. Uite, eu îl contrazic. Da, este adevărat. Dar să știți că sunt câțiva oameni care vor să facă ceva, dar dacă cei care sunt în Parlament și trebuie să modifice legile nu îi ajută, degeaba. Și nu vor rezista mult. Mulțumesc. Pentru că deranjează prea multe persoane. Asta e foarte interesant. Cât poți să și faci, de fapt, în această țară? Dar nu cumva așteptările noastre uneori sunt mai mari decât ceea ce pot livra acești oameni ajunși deodată în funcții? Că și asta e o chestiune. Am impresia în unele cazuri, uite, o să spun clar, la Ministerul Sănătății. Eu cred că dacă ești ministru acolo, ai un mandat teribil de greu pentru că nu poți mișca structura de sub tine. Dar, în fine, de asta te-ai dus ministru, ca să miști lucrurile. Mihai, salutare! Ia să vedem topul tău. Bună ziua! Da, uitați că mi-aș spus antevorbitorul a dat un exemplu de un politician la care eu chiar am surprins cât de bine se descurcă, cât de abil într-o problemă foarte dificilă. Cine? Este vorba de Clotilde Armau. Așa. Deci nu mă așteptam. Adică una e imaginea cu modul în care vorbește cu alegătorii și așa mai departe, și alta când trebuie să treci efectiv la treabă și într-un sistem în care cam tot era stricat pe acolo. Aici n-aș zice că e abilă doamna Clotild, ci că e foarte tare. Că... Nu. Mie mi s-a părut o abilitate. Uitați, de exemplu, vorbind de cel mai recent incident cel cu Romprest, a văzut cam ce așteptări au oamenii, cum răspund la feedback-urile pe care dumneavoastră le-a dat vis-a-vis de activitatea din primărie și în gestionarea acestui conflict, și s-a repliat. Ultima oară, știu că le-a cerut celor de la Rompres în 24 de ore să strângă gunoiul, că altfel reziliază contractul. N-a mai mers pe chestia făcută acum câteva zile, că, domnule, contractul nu-i valabil. A studiat, probabil, cu juriști, a văzut că nu poate desfința. Ok, bun, hai să speculăm ce avem aici. Deci, în continuă mișcare, ca să zic așa. E un politician în continuă mișcare. Uite, Clotilde Armand, vă place că e puternică și abilă, spuneți. Cine... Că vorbeați de Parlament, da? Aici, ca un parlamentar care reflectă problemele zonei din care vine și, mă rog, ale zonei profesionale din care vine. Uitați, domnul Ungureanu, da? Domnule Manuel Ungureanu, la el vă referiți? De la Manuel Ungureanu, da. Da, de la USR. Care vine din mediul... sanitar, da? El are o specializare, dacă nu mă înșel eu, e paramedic sau... Da, e specializat sau... în sănătate, dacă nu mă înșel, nu știu. Și omul tot trebuie să țină steagul sus, se duce prin diferite zone, observă problemele, adică ceea ce trebuie să facă un parlamentar înainte de procesul legislativ, să vadă care e realitatea, că am impresia că una din marile probleme ale legislativului din nostru, din România, de 31 de ani, este adesea lipsa unui contact cu realitatea, sau, mă rog, sunt rupți de realitate, mai bine zis. Eu aș zice că ei știu niște realități la care noi nici cu gândul nu gândim, că alte explicații pentru diverse fenomene n-am. Oamenii politici sunt bine conectați când vine vorba la a răspunde cerințelor, înțelegi? La ce pot da, la ce putem face, pe cine să mai mituim, pe cine să mai agățăm cu o chestiune. Vezi că oamenii politici nu iau măsuri nepopulare, dar din partea cealaltă nu-ți place nimeni, adică chiar nu fi un om capabil în toată opoziția asta, și în PNL? Nu discutăm și noi emoțional? PNL am o dezamăgire, mă așteptam la foarte multe din partea, mă refer ca viziune, din partea primului ministru, Florin Cățu. Și părerea mea este că el, de fapt, încearcă să se plieze pe niște jocuri care s-au, pe regulile unor jocuri care s-au folosit până acum și nu are curajul sau nu îi se taie elanul în momentul în care vrea să facă niște lucruri să mai revoluționeze. Asta este. În România, multe lucruri trebuie, practic, schimbate de la rădăcină. Știi de ce? Așa, am dezamăgiri și de la, de exemplu, ministrul justiției, Stelian Ion, care cum a ajuns în postul ăla de ministru al justiției, mi s-a părut că a devenit foarte, foarte moale. Mai ales că el are colegi care au fost bătuți la 10 august. Și nevăzut așa.
nu numai moale, dar și nevăzut. Asta e problema cu domnul Stelian Ion. Nevăzut, am văzut că nu. Este destul de mult în evidență de ceilalți miniștri, dacă îi să o facem o comparație așa. Nu vrei să spui. Din partea aia altă din opoziție nu e niciunul. Din opoziție ce să fac? Una din mai dezamăgiri? Atenție, și eu judec la unul care mai pragmatic, un vot mai pragmatic. Nu am o afinitate specială pentru un anumit partid, dar votez în funcție de ce propun. De ce oameni propun pe liste, de ce propun ca proiecte? Na, uite, șeful opoziției. Mi se pare un om care pur și simplu e dus în spate de colegi. Nu reușește să argumenteze, să-și articuleze niște argumente pe realitatea imediată. Deci îmi pare foarte rău pentru domnul Ciolacu. Îmi pare așa, de departe, plin de bune intenții sau oarecum, mă rog, n-ar fi chiar atât de rău. Dar că în momentul în care trebuie să abordeze o problemă, parcă atunci învață. Atunci învață cum se alcătuiește o bucată de comunicare. Aoleu, ce percepție! Formidabil. Ce percepție formidabilă! Nu m-am gândit niciodată așa, da. Da. Nu știu, uitați-vă și dumneavoastră. Adică el mereu este... Parcă din urmă vine un val și îi spune, măi, ia-o pe aici, vezi că la stânga trebuie să ai greșit, nu la dreapta. Nu-i el cel care să imită niște adică păreri. Nu e un lider care să facă tracțiune. Mihai, îți mulțumesc tare mult de intervenția ta. Da, domnul Ciolacu nu este un lider de tracțiune. Nu este Adrian Năstase care trăgea partidul după el. Nu e nici Victor Ponta și nici Liviu Dragnea. Are cu totul alt profil. Dar uite percepția. Sorin, salut! E rândul tău. Bună ziua! Din Baia Mare vă sun. Eu nu pot să spun că sunt temă cu viața politică din România foarte mult, doar așa, de la alegeri încoace pot să vă dau niște păreri. Pro, pot să mă duc pe Armand Clotild, având în vedere, dar nu știm foarte multe, doar ce aflăm și noi din zona de nord, din fața televizorului, exact pe subiect, cei din București, mai clar. Știi, acum mi-a scris, scria cineva pe Facebook... Apropo, unde emisiunea asta e și pe Facebook, zicea cineva că pe doamna Clotildă nu o apreciază foarte tare. Folosea alte cuvinte, da? Mă rog, în fine, știi cum e. Poate trăiești în sectorul... Acum e ușor. Politică, sport și... Păi, de asta, azi ne-am adunat să dăm note în politică. Deci Clotilde Armand. Și mai e cineva? Eu m-aș duce un pic și pe Câțu. S-a dus bine, a început bine. E un expert în zona lui. Bineînțeles, dacă n-ai făcut politică în viața ta, e ușor să zici că se duce într-o direcție. Nu ai ce face, trebuie să duci în direcția aia ca să câștigi un mandat sau să câștigi un, nu știu, să fii un viitor președinte al Partidului Național Liberal. Politica, cum se zice, ce îi, trebuie să faci locurile, inevitabil. Și dezamăgiri? Că trebuie dezamăgiri, să... primul pe listă care l-am și ales... prietenul nostru Vlad Voiculescu. Așa? De ce? Care e într-un stand-by momentan. Adică, nu știu, și-a coborât armele, s-a retras. I-a fost retras? Da. Adică ce putea să facă Vlad Voiculescu? De ce? Nu neapărat. Ok. Știi că Vlad Voiculescu a fost așa ca un fals profet, cum se spune. Adică tot ce a spus el s-a îndeplinit din urmă. A venit și a spus, vedeți că sunt mai mulți morți. Vedeți că se vaccinează pe lângă. Vedeți că nu se potrivește statistice. După, ok, nu știu ce s-a întâmplat mai departe în partid. L-au retras. Ce se întâmplă după? Ok, l-au retras, s-au înțeles la masă, s-au pus la masă cu Vlad Voiculescu, zic, băi, bine să ne retragem, hai să facem să fie bine. Mai departe nu-l văd. Undeva s-a pierdut Vlad Voiculescu. Nu știu, nu mai văd la televizor. S-a pierdut undeva, nu l-au nici mass media, nimic. Va candida la, probabil, la șefia USR Plus București. Cred și acolo o să-l vezi mai mult. Sigur că... Acum, ziceam, în momentan a ieșit din zona asta. Și, bineînțeles, cei mai importanți aleși și noștri locali din Maramureș, care până acum n-au făcut nimic. Nici nu i-am văzut, nici nu fac nimic. M-au impresia că investitorii să-i caute pe ei. Nu trebuie să-i caute ei pe investitori. Cum e asta? Îți mulțumesc tare mult! Dan, salutare! Bine ai venit la România în direct. Astăzi vorbim despre politicienii pe care îi apreciem sau începem să-i apreciem și cei care ne-au dezamăgit. Salutare! Salutare! Din Sebeș și Alba sunt. Ce să zic, aș putea să încep cu o întrebare. Da. Ție, de exemplu, ți-a plăcut ministrul Daia? Ministrul Daia? Nu mi-a plăcut ministrul Daia. Nu ți-a plăcut. Uite, mie, de exemplu, mi-a plăcut ministrul Daia.
De ce? Deci, nu fac politică și lucrez în domeniul învățământ. Deci, nu are legătură, practic, cu agricultura, unde era domnul. Dar mi-a plăcut de domnul Daia că era omul potrivit la locul potrivit. Așa mi s-a părut mie. Okay. În permanență a fost între oameni, în permanență a încercat să, nu știu, să facă, nu pot să zic că propagandă produselor românești, dar l-am văzut, cum să zic, foarte apropiat de tot ceea ce înseamnă A avut o campanie de ieșire în public foarte bine pusă la punct. Acum, dar vreau să spun că și un profesionist la locul de muncă. Adică, cum să zic, așa l-am văzut. Dacă a plătit subvențiile de la Comisia Europeană, este o calitate de profesionist, atunci da, dar sunt nevoie să mă uit și la marile probleme și marile programe agricole din țară, care nu cred că se produce o schimbare. De clasa politică și actuală și de acum 30 de ani dezamăgit total. Că vorbim despre acum, despre 30 de ani, ducă-se. Vorbim despre niște oameni noi. Sunt unul dintre cei care am fost pe stradă la Revoluție. Unul care am dormit 2 săptămâni pe stradă la Revoluție. Unul care am vrut, probabil, schimbare, am votat cu Rațiu la prima și așa mai departe, etc. Dar România s-a schimbat, adică România a făcut pași înainte. Mentalitate, corect. Mentalitate. Totuși, în ziua de astăzi, dezamăgit de tot ceea ce înseamnă politică, foarte puține persoane care sunt acolo undeva sus, în guvern, știu eu, sunt de lăudat. Mm-hmm. N-aș vrea să dau nume, pentru că dar de ce? Nu știu cine m-ar încânta. Crezi că super pe cineva dacă dai nume? Dimpotrivă. Nu, deci chiar nu. Asta e problema. Problema e că nu se face o coaliție comună între toți pentru ridicarea nivelului de trai al omului și al țării în general. Adică tot ar trebui să facă coaliție comună pentru țară. Ce vrei când tu să acolo spui? Sus, nu trebuie fiecare să tracă foc la oala lui, fiecare să-și impună proiectele, unde mereu ținutul secuiesc, ăia nu știu ce, ăia nu știu ce. Nu se poate așa ceva. Noi așa funcționează politica. Tot. Ceea ce cred eu că vrei tu este ca pe anumite subiecte fundamentale ale României lucrurile să aibă o continuitate. Cred că la asta te referi, pentru că alminteri, sigur că fiecare va face ceva pentru grupul său. Vrei ca să construim spitale, indiferent că e PNL sau PSD la putere? Corect. Să facem autostrăzi? Asta vreau. Școlile deci să arate altfel? Cred că despre acest tip deci de totul să plece de la nivel local, în sensul că în primării și așa mai departe, consilierii și toată lumea să pună osul, adică să facă front comun pentru bunăstarea localității. Uite-te exemplu în zona la noi. Exemplu Ciugudului, nu? Da. Au apărut la știri, au apărut peste tot. De ce se poate? Pentru că acolo avem primar de bază, pentru că acolo lucrează cu o echipă tânără care știe să lucreze, să implementeze fonduri, pentru că nu avem rude și neamuri și afinități de toate felurile angajate prin primării. Corect? Da. Da? Da? Și atunci se poate, da? Acolo este un exemplu foarte bun. Pe de altă parte, bun. Însă... Nu, și la nivel de țară nu se poate face acest lucru? De când aștept? Ba, se mai poate face. Dar aș vrea să văd cum se descurcă oamenii când se și multiplică problemele. Pentru că e mai ușor să gestioneze o comunitate, alta e să gestioneze o structură uriașă, cum e Bucureștiul sau alte orașe. Dar primarul de la Ciugud a devenit un exemplu pentru întreaga Românie. Adică omul care arată... Un exemplu care trebuie urmat de toți. Și trebuie urmat chiar și de, știu eu, primarul Bucureștiului sau de nu mai știu cine. Pentru că doar așa se poate, doar lucrând. Adică nu ajungem în ședințe și ne certăm. Acolo trebuie să ajungem în ședință să spunem, bă, fraților, pentru orașul meu, unde copiii nu au nicio fel de bază sportivă sau altceva, sau activități, decât să stea la terase, baruri, etc., hai să facem ceva pentru ei. Știu eu, pe niște terenuri de tenis, niște terenuri de sport, unde să poată să meargă inclusiv noaptea, dacă vor să joace. Da? Le-a dat aici... Un cinematograf, lucruri interesante, adică să-i scoți din... Da.
Să știi că se întâmplă, îți mulțumesc mult. Se întâmplă multe lucruri în România, progresează. Dar eu v-am chemat astăzi la această dezbatere pentru a spune că noi totuși simțim, sau unii dintre noi, eu, uite ca să vorbesc în numele meu, simt nevoia ca lucrurile să devină mai aprofundate. Ceea ce am auzit și au auzit colegii mei acolo poate să servească unei plăceri de un minut, adică în care să-i spui vițel sau maimuță unui coleg parlamentar, sigur că pentru un minut ai avut o mică glorie și mai mult de atât ce ai rezolvat. Adică și în momentul în care ne așteptăm să ne punem la o masă cu pixurile în mână și să analizăm o problemă, tot vițel și maimuță ne vom face. Bun, putem să ne facem și hoți și necinstiți, dar până la urmă unde duc lucrurile acestea? Adică asta e o chestiune sterilă și eu voiam doar să vă atrag atenția că România are nevoie de mai mult de atât. Are nevoie de o profesionalizare până și în discurs, până și în modul de luare al deciziei și în comunicare, dar și în oamenii cu care te înconjori. Nu? Despre asta e vorba. Raluca, hai să vedem cine e profesionist, cine e dezamăgitor. Bună ziua! Domnul dinainte tocmai a spus foarte multe din câte am vrut eu să spun. Nici eu nu sunt neapărat cu nume. Dar de ce? De ce vă feriți de nume? Pentru că nu pot să arunc așa și nici nu sunt expert și nu vreau să fac acuzații, dar vreau să zic că fix la asta mă gândeam ieri și de aceea m-am hotărât să vă spun. Am zis că să mă înregistrez sau mă duc la o televiziune doar să mă înregistrez, să pună cineva la televizor. Parlamentarii ăștia oare știu ce gândim noi și ce părere avem noi despre ei? Știu ce simțim noi sau tot vorbesc acolo? Mă, să le trimit un mesaj, mă, să văd dacă îi ating cumva. Că eu nu mai pot să văd atâta scârbă și atâta ceartă și atâta mizerie la televizor. Că noi nu de aia i-am pus acolo, nu de aia i-am ales. Că asta putem să facem și noi. Și oamenii tot așa vorbesc urât și pe stradă. Și pe... Noi am ales cu un scop, să fie un exemplu. Nu mai ne dorim asta, nici nu ne interesează asta. Noi vrem doar rezultate. Asta mi-am dorit, asta mi-am visat ieri. Bă, cum să fac să ajung să le zic la oamenii ăștia că nu vă mai vrem, nu mai vrem să vedem asta, nu ne interesează. Fiți-mă mai profesioniști, fiți, nu știu, mai că inteligenți, poate că sunt unii, dar foarte rar vedem rezultatele de la lucrările lor și așa. Microfonul ăla îl folosesc pentru înjurii și jigniri și așa. De ce nu fac asta în privat dacă au ceva probleme sau păi nu se înțeleg? Eu fac și în privat. Stai un pic. Păi să o facă, numai, uitat, cred că e și mai urât. Ai uitat că pe 24 martie deputatul AUR, Dan Tănase, a fost la un pas de bătaie cu deputații USR pentru desființarea SIJ, da? Și le-a comunicat ceva deputaților Moșteanu și Dehelean de la USR. Mă rog, s-au folosit cuvintele păduche, dispar, da, exact. Dispar mă de aici, păcăriști și așa mai departe. Deci exact. Se poate și mai rău de atât. Ca și când mergi la un patron și îți faci un CV din ăla, îl îmbogățești de numai și pui acolo tot felul, frate, și când ajungi în prima zi ca să-ți dai examenul, să vadă ce poți și asta, ești praf. La practică și la asta, dar actele și tot, la toți arată că și-au făcut doctoratul acolo, că și-au făcut diploma acolo și de fapt era un copy-paste și nu pot mai mult de atâta. Și așa cum a spus colegul dinainte, eu cred că, știți cum, îl dau exemplu pe domnul, na, dar am zis că nu dau nume, pe domnul Boc, când era el, cred că e singurul om în care am văzut că nu își urmărește interesele proprii. Cred că este singurul om în care am crezut că o să dea rezultat bine. Normal că am suferit în perioada aceea, dar am suferit să nu suferim mai mult sau mai îndelung sau mai rău în următorii ani. El știe ce a făcut. Eu l-am înțeles perfect. Într-adevăr, mulți au suferit în perioada aceea, dar în acțiunile lui și în treaba care și-a făcut-o, el s-a gândit la noi, la binele nostru, nu a lui. Și asta se vede pe Cluj. Asta se vede exact. Vă mai dau un exemplu de primar de zona noastră, a Maramureșului, care tot așa, deci n-are nici măcar nu și-a salariul de primar. Atâtea proiecte, dacă vă spun, și atâtea lucruri cine face doamne? De la, nu pot, că nu vreau să, poate nu vreau cum? Să... E un primar care nu și-a salariul, s-a sacrificat pentru... Să vă spun, a încercat, n-are treabă cu politica, dar trebuia să participe ca să-și poată duce proiectele la capăt. A văzut că se spală rufele mizerabil, a schimbat într-un alt loc, că s-a gândit că e mai bine. După vreo 10 ani a ajuns să fie independent, că nu mai suportă.
și cum poate prin proiecte și cum depune și cum cere sponsorizări la firme și cum le face sală de sport și nu vă zic că bazin într-o comună să faci bazin și azil de bătrân și tot ce se gândește el posibil care avea nevoie un om să-l ajute să-i fie mai bine, toate ulițele le-a asfaltat până și cele de la pădure. Deci, păi și nu vrei să-l lauzi pe ăsta să-l ținem așa necunoscut, dacă tot a asfaltat tot să nu-i să știe numele, zic. Raluca, îți mulțumesc pentru că aș vrea să-l aud și pe Ștefan, dar nu uitați apropo de CV-uri, că am zis că mai dau din ele, de la PSD, domnul mitic Mărgărit, șomer până la 27 de ani când devine consilier județean pentru UNPR, dar membru în Comisia de Control la SRI, sigur că da. Salutare, Ștefan! Te salut, Cătălin, salut și pe ascultătorii tăi. Ascultând tot ce s-a discutat până acum, mi-am pierdut șirul ideilor. Da, hai, lasă că te întreb eu direct atunci. Spune-mi, dar cine e profesionistul pe care pui mâna? Nu știu, în primul rând aș vrea să încep că s-a discutat foarte mult despre ce se întâmplă în Parlament. Trebuie să punem punctul pe ei, ca să zic așa, sau degetul pe rană. În Parlamentul României este foarte multă golănie, dacă este să vorbim așa direct și cinstit. Este foarte multă golănie, deci foarte mulți parlamentari vorbesc și se comportă ca niște golani. Aceiași golani care sunt într-un stadion și rup scaune și aruncă cu petarde în teren, sunt egal între ei. Eu nu, cum să spun, orice altă țară civilizată din Europa Centrală și de Vest, noi nu vedem așa ceva. Este un oarește respect, ca să zic așa, excese politice o să mai vezi. Funcția publică. Dar în Parlamentul României foarte multă golănie, foarte mulți parlamentari au impresia că nici măcar aia 7 ani de acasă nu iau. Da, păi nu iau. Unii dintre ei, dacă mai citești prin CV-uri, este clară treaba. De aceea, nu știu care este regula emisiunii de azi, dacă avem voie să dăm nume sau cum nu, sau dacă păi avem voie să ne expunem opțiunile politice, da. Dar toți prietenii mei cu care discutam înainte de alegeri ne întrebau ce voi că toți sunt o apă și un pământ. Măi, dacă plecăm de la premisa că toți sunt o apă și un pământ, o să avem iarăși încă 4 ani ce am avut până acum. Haideți să fim sinceri unii cu alții și să spunem adevărul. I-am văzut pe PSD la putere atâția ani. Am văzut ce a nenorosit România. I-am văzut și pe peneliști la putere, în mai multe rânduri. Ne-am convins și de ei. Le-am spus la toți, măi, hai să încercăm și pe ăștia noi, tineri, și deocamdată curați. Nu știu, poate se vor mânși și ei, poate vor călca și mai copii. Mai facem dezbaterea asta, știi când? Îți mulțumesc tare mult, Ștefan, mulțumesc pentru opiniile voastre, a fost un exercițiu interesant și mereu domnii aceștia ar trebui să-și aducă aminte, măcar să-și controleze limbajul. Facem dezbaterea asta experiment și în luna decembrie, propun, și mai tragem niște linii, atunci vedem, domnule, am progresat într-un an sau tot dăm înapoi. Deocamdată România în direct se încheie aici, mâine-i deșteptarea României, chiar o să fie o dezbatere grea, vă aștept. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.